Bun. Eu cred că foarte puțin. Hai să, 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 să le răspund asta. La cine uităm, la cine uităm? Uite la cine uităm, fii atent la cine uităm. Ne uităm la Jordan Peterson. La Jordan Peterson, dacă Jordan Peterson s-ar fi născut în drumul taberei sau unde s-a născut Mihail Nemțu. La asta ne uităm. Despre încrederea în sine, gânduri pentru tineri de azi. Îmi place foarte mult cât de nemarketabil este Mihail Nemțu? Are un potențial fantastic să fie marketabil, dar nu-i place deloc să fie marketabil, să mor eu. Deci ar avea, ar avea potențialul să câștige electorat fantastic în această țară, știi? Uh, tocilarul de la ce de colegiu a făcut el din Anglia, tocilarul uh, cult uh, creștin uh, naționalist, trumpist, adică ar avea atât de multe posibilități, dar nu-i place. Nu-i place deloc să fie marketabil. Iată un titlu de YouTube. Despre încrederea de sine. Gânduri pentru tinerii de azi e, okay. cum să ai încredere în tine? Asta e, asta e titlul. Băi, Mihail Nemțu. asta e, de fapt, nu. Să, nu pui, bușu, să nu pui asta pe YouTube. Nu-i <gântu> da, noi fac consultanță pe moca lui Mihail Dar ce așa greu mă, nene? Despre încrederea în sine, gânduri pentru... Cine vrea să ascultă să se audă gândurile? Cui pasă de gândurile lui Mihail Nemțu. Gânduri pentru tine. Cum să ai încredere în tine? Ce așa că Fantastic. <gântu> Țin dintre noi, realizăm, la 20 de ani, cât de rea e lumea. Și de asta e important, sincer, e să nu... E și rea lumea, n-am să te mint. Nu renunțăm la citirea poveștilor din copilărie, inclusiv a poveștii albei ca zăpada, de pildă, care știm că stârnește invidia, nu? Sau povestea cenușăresei, care la fel tul, tulbură apele pentru că, vezi, doamne, cineva nu suportă cât de frumoasă este ea. Pentru că realizăm, copii fiind, citind, acest, citind aceste povești, cât de... O stilă poate fi lumea în general în raport cu tine. Sunt foarte puține instanțe, sunt foarte... La câte nevastie aici am pus? Mega mă tot uit la... <laughs> <laughs> Și-a pe cineva care îi face asta, de-l filmează sau whatever, că se vede că e pus un pic cu mâna. Dar e pus așa cu mâna, nu știu, microfonul ăsta aprins aici, care n-are nicio treabă cu el, statuia asta libertății în capul lui, Două cărți de Dostoevski să te vadă cum e cult a citit Dostoevski. Candelele astea aici, lângă cartea lui aici, a, timidă, jos, nu s-a pus lângă Dostoevski. Nu s-a pus lângă Dostoevski, s-a pus aici, a, jos, timid. Peretele <laughs> ăsta albastră, așa, de, de, cameră, cameră băiat clasa 10-a. În raport cu tine, sunt foarte puține instanțe, sunt foarte puține situații în care cineva o să vrea să-ți facă ție binele de dragul tău. De asta și băieții, nu doar fetele, trebuie să urmărească niște filme. Mă gândesc acum la King Lion, la povestea lui Simba, nu? Care... King Lion? King Lion! <laughs> Îmi place mult King Lion. <laughs> A tradus regele leu <laughs> din română în engleză. <laughs> King Lion. <laughs> deci, înseamnă că trebuie să ne uităm la desene animate ca să... Mă, mă gândesc acum la King Lion, la povestea lui Simba, nu? care trebuie să-l înfrunte la un dat pe Scar și care descoperă că există răutatea gratuită, nejustificată. Dacă voiam să fac un low blow, ăla care e cel mai sus, dacă voiam să fac un low blow, ziceam, a, v-ați uitat, te-ai uitat cu aia mică acum recent? Dar nu, nu e un low, nu o să fac acest low blow. Nu o să-l fac. Puteam să-l fac, dar nu o să-l fac. Și care descoperă că există răutatea gratuită, nejustificată și fără fund, adică abisală în această lume. Care e misterul răului? Pentru asta o să să citim poate mai multă teologie și filozofie, inclusiv Biblia, Cartea Genezei, cu povestea despre șarpe. Acum însă... <laughs> Tocmai a pus în aceeași frază cenușărea sa King Lion și Biblia. Lion King e exemplul Jordan Peterson dat pentru bărbații nepedificanți. Ce îmi place. îmi place. Mihail Neamță e, Mihail, ne e genul perfect de om care ar zice, nu în publică, să face de râs că vorbește vulgar, dar ar zice așa la bere cu băieți și bărbatului, frate. <laughs> îmi place atât de mult asta cu pedificarea bărbatului. Uh, the pedification of men. King Lion. Cred că este important să discutăm despre ce platoșă vei purta tu atunci când vei ieși în afara spațiului tău de securitate. Ce arme vei avea la dispoziție pentru a face față acestei lumi ostile și nedrepte cu cei mai buni dintre cei buni. Una din armele cu care poți să câștigi bătălia asta, nedreaptă, repet, cu viața, viața care vine la tine ca un boxer ca să te cafteze, una dintre armele acestea este încrederea de sine. La ea putem să adăugăm uh. și cuvântul, la ea putem să. de ce nu adăugăm și postura verticală, stai drept, cum spunea și Jordan Peterson. Sunt foarte multe lucruri pe care le. <laughs> Chiar el și citează! Chiar el și citează! Faimosul citat din Jordan Peterson, stai drept! <laughs> Asta era din capitanul Burcea? <laughs> cum spune și Jordan Peterson, stai drept! <laughs> Fă-ți patul, vorba lui Jordan Peterson. <laughs> oh, mă, e, e, Are... Nu știu dacă e inteligența emoțională, dar are semnalmentele unui adolescent 18 ani care i-a căzut în mână pentru prima oară o carte de self-help și crede că poate să cucerească pământul cu informația de acolo. E, efectiv, asta e vibe-ul. poți utiliza ca să înfrunți, repet, o lume nemiloasă și nedreaptă. Dar cel mai important lucru este stima de sine care pleacă, dragii mei, dragi prieteni, de la ceea ce știi să faci. Nu întâmplător, în vechile tradiții, în vechile societăți, în mai ales lumile acestea arhaice, premoderne, un tânăr de șapte ani era socotit la vârsta potrivită pentru a începe ucenicia, pentru a începe să învețe o meserie. Să de asta muncea, vedem da. pe Gepetto, tatăl, stând mereu lângă Pinocchio. Da, domnul Neamțu, e doar de când lucrau copii în fabrici. Aia, e, e doar de când lucrau copiii în fabrici. Să înceapă ucenicia. Da, la ce? Adică, face comparația cu, cu societățile agrare în care efectiv doar asta puteai să faci? să culegi pomi, să dai la câmp sau să mulci vaca. Ce, ce legătură ai cu ziua de astăzi? Fiul, fiul în devenire, Gepetto, tatăl, stând mereu lângă Pinocchio, fiul, fiul în devenire cel puțin, arată. O, nea Gepetto! Ce-mi place mie, aia. Eu am făcut o tot eu la ea! O, nea Gepetto! Gata școala, gata școala! Cu de moș boscău! Moșac, tu mi-ai Am chili la tic Tatăl, stând mereu lângă hmm. Pinocchio Fiul, fiul în devenire cel puțin Arătându-i cum arată trasul la rindea Cum se șlefuiește o bucată de lemn De aceea, dragii mei, este esențial Să fii stăpân pe un lucru pe care îl dobândești De vreme în viață Să fii expert, să fii chiar as Într-o îndeletnicire Pe care majoritatea din jurul tău Nu o cunosc a fi sigur de ceva, a avea această competență, oricât de mică, reprezintă pur și simplu acel punct arhimedic cu care poți răsturna o lume întreagă. Dă-mi un punct fix, spunea geometru din Sicilia, și am să răstorn lumea întreagă. Care este punctul fix? Mâne te-au trebuit 3 minute să zici, pricepe la ceva și încearcă să te pricepi mai bine decât restul la acel ceva mic. Chiar ți-a luat 3 minute să zici chestia asta? specializează-te în ceva și rămâi specialist în aia. Bun, am înțeles. Nu stat bun. Ce era nevoie de King Lion și, și Gepetto și șarpele biblic? Nu știu, întreb. Din viața ta. Motivul pentru, motivul pentru care trebuie să încep de vreme, la propriu și la figurat, inclusiv să te trezești mai devreme decât ceilalți, ține de faptul că trăim într-o lume competitivă. Mulți știu foarte multe deja atunci când tu încă nu ai ales scale atunci când tu încă eziți să răspunzi ferm la întrebarea ce vrei să te faci. Și de asta spun, este esențial să stăpânești lucruri chiar mărunte, dar la nivel de măestrie, care să stârnească, de ce nu, aplauzele celor din jur. Hai să vedem care ar fi lucrurile pe care le poți dobândi chiar la 16-17 ani. Unii dintre noi bărbații au darul ăsta al manualității, știu să înșurubeze, să monteze, să demonteze, au această bună tactilitate, această priză la realitatea materială și asta îi ajută. Sunt totdeauna gata să-ți facă cortul mai repede decât alții atunci când pleci într-o expediție, sunt totdeauna pricepuți să înghesuie toate bagajele așa încât să poți călători mai ușor cu ele. Acești oameni sunt foarte valoroși pentru echipă și pentru comunitate. Dar după Deci prima oară zice noi bărbații, deci începe generalizarea, ori mă zice că unii dintre bărbați, ori mă zice că acei oameni care se pricep, după ce partea materială s-a încheiat, după ce inclusiv ora mesei s-a terminat, vine aspectul, ca să zic așa, spiritual în care merită să investești mai mult, care ține de cuvânt de arta comunicării, de arta povestirii. Așa se face, dragii mei, că cei mai simpatici oameni pe care îi caută și cei bogați și cei săraci deopotrivă sunt povestitorii. Sigur, varianta mai proastă ar fi povestașii. Dar cred că nimeni nu poate să nege talentul uriaș, cosmic, îmi vine să spun, pe care l-a avut union Ion Creangă înscris, dar în dimensiunea verbală, să zic, socrat. Tu ai încercat să ai acest talent, Mihai Nemțu, în ai încercat să ai acest talent și să faci mai mult de 2000 de video de de view la un clip. Bă, asta oricum l-a făcut de 10 minute. Respectele mele. Respectele mele care au să, 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 rămână doar în 10 minute. Povestaș. Titlu. Top 5 lucruri de știut până la 20 de ani. Înșirei 5 lucruri de astea în 6 minute. Maximum. A zis două chestii atât de banale. Hei, te-ai gândit că în viață e bine să te pricep la ceva? ca King Lion, nu? Te-ai gândit că în viață e bine să știi să comunici? Ce valiză de clișee ambulantă. Un Florin Călinescu. Florin Călinescu de la ProTV. Ține minte cum anume a patentat el o întreagă emisiune, chestiunea zilei, încât ea a produs o întreagă senzație și chiar o revoluție mediatică la noi. De ce și cum anume... Când zice a patentat te referi că a luat formatul lui John Lennon și l-a romanizat, nu? Sau la ce te referi cu patentare? mi s-a ajuns aici? Răspunsul este foarte simplu. Prin maestria cu care un actor, cei drept un actor care a jucat în rolul lui Tudor Arghezi, alături de Ștefan Lucian, nu în filmul din, de la începutul anilor 80, dar și alături de Maya Morgenstern, într-un film care l-a avut ca regizor pe Lucian Pintelie, și mă refer aici la Balanța, un asemenea actor de anvergura lui Florin Călinescu a putut să fie extrem de îndrăgit, repet, și de oamenii mai săraci, și de oamenii foarte bogați, care l-au privit cu admirație, cu imire și cu multă simptomă. Poi copii nu ștriți. Florin Călinescu a avut în anii early 2000, 90-early 2000, o emisiune la Pro TV care se numea Chestiunea Zilei, care era unul la unul cu late night show-urile lui, cum îl cheamă, lui, lui Jay Leno. Era emblematic pentru părinții noștri că sau mă, părinții mei că nu exista altceva la TV, Stăridap. Stăridap, nu exista altceva la TV. Simpatie la sfârșitul anilor 90 și la începutul anilor 2000. Un om cu o carieră extraordinară de peste 40 de ani, cu dramele lui personale, cu viața lui scutuită de pierderea soției, de sinuciderea copilului său, a reușit să rămână în picioare plecând de la un singur punct fix, vă reamintiți ce spuneam? Al vieții lui. Darul cuvântului, capacitatea de a emite spontan și pe locuri sinuos gânduri despre lume și viață la orice oră din zi și din noapte. Așa se explică succesul material și de asemenea longevitatea profesională a unuia dintre cei mai iubiți dintre pământeni, Florin Călinescu. Nu Care succes și longevitate profesională, mă nene? Care longevitate profesională, mă nene? Despre cine vorbești, mă nene? Cine, cine l-a mai considerat relevant pe Florin Călinescu după 2005? că ce a mai apărut în trei filme cu buget 2000 de euro? A mai prezentat Florin Călinescu vreo emisiune relevantă? A mai fost Florin Călinescu vreo mare? A fost în juriu la România au talent un sezon 25, whatever. Nu trebuie neapărat să lucrezi în industria showbiz. Nu trebuie neapărat să fii un om de televiziune și nu e musai să fii în fiecare zi cu o cameră video în față ca să ai darul cuvântului. Este esențial. Și atunci când nu te vede nimeni, să comunici cu claritate, să vorbești cu căldură, să-i ții pe oameni în priză, într-un magnet permanent al personalității, ca tine, așa cum o faci tu, Mihail. Mihail, așa cum o faci tu. Tale care emană în jur încredere și energie. Dacă știi, măcar atât, la 17-18 ani, să faci din darul cuvântului o armă prin care poți să întorci privirile celorlalți spre tine, Eu. dacă știi să faci din cuvânt, dacă vreți un instrument de seducție, nu ai greșit deloc, făcând Opa. un pas în direcția desăvârșirii tale interioare. Vă explic, dragii mei, că lucrul ăsta cu ideile, cuvintele și vorbele nu e deloc un lucru simplu. Țin în mână, pentru voi toți, dicționarul acesta, dicționarul explicativ al limbii române. E doar unul din zecile de tomuri pe care se întâmplă să le am în bibliotecă vă spun că dicționarul complet al Academiei Române conține peste 17 volume. Și când îmi amintesc că aveam 16-17 ani, făceam un lucru banal. Deschideam în fiecare zi dicționarul ca să învăț un cuvânt nou, ca să știu despre ce vorbesc. Ca să... Mă, tot lag obosit. <laughs> <laughs> o zice de parcă e așa un flex. <laughs> oh, wow, ai învățat cât? 2000 de cuvinte noi pe care, din care ai reținut câte? 10? <laughs> Doar ideea faptului că în loc, să, în loc să se laude că învață cuvinte noi tocmai citind cărți și văzând cuvintele în context și în folosința lor, ele e fix tocilarul ăla prost de tocește să tocim acest cuvânt și definiția sa. Vom ști cum să-l folosim în viitor? Probabil că nu, că nu-l vedem într-o frază, nu putem să-l ținem minte. A, ah, eu uite ce interesant sună cuvântul uh, metehne. Abia așa să-l folosesc într-o frază. Probabil, problema e că nu știu cum să-l folosesc într-o frază. Eu uite o melancolie, ia uite ce interesant, ce cuvânt. Mai țineți de când era, a zis o dată o profesoară în melancolie și pe urmă toți copiii au început să folosească termenul melancolic. <laughs> Eram melancolic în vacanța de toamnă. <laughs> să dobândesc arta preciziei în exprimare. Pentru că și cuvintele trebuie dăltuite, șlefuite, așa cum gepetto își atingea marfa, așa cum gepet. Ce, ce, ce cu toate exemple din desene animate? Cred că așa înțelege mai ușor lucrurile extrem de banale pe care le zici. Bucată de lemn să iasă perfect îmbinată la capătul muncii sale, așa cum Brâncuș, să adăugăm, nu? A avut grijă ca fiecare piesă din coloana fără de sfârșit să fie impecabil realizată. Așa trebuie să arate, dragii mei, și cuvintele pe care le scoatem pe gură. Să fie țiplă, să fie curate, să fie șle... Să fie țiplă. Aaaa! Deci, deci tocmai a avut un discurs de 5 minute extrem de plictisitor în care ne-a zis cât de important e să știi cuvinte, să înveți, să te culturalizezi, cum citește el un cuvânt pe zi din Dex, că dex o are 15 trilioane, ca să folosească primul lucru, primul lucru, după ce ai zis toată asta, să zică să fie țiplă. Să zică să fie țiplă. Oare de ce ai folosit să fie țiplă, Mihai? Oare pentru că este în uzul obișnuit al limbii române și mai ești așa un pic cool, ai putea spune că ți-ai dorit să folosești a fi țiplă în loc să zici uh, să fie uh, uh, corect didactic și uh, ce căcate cuvinte mai e tu? Omul <gângătă -i> efectiv ne-a zis cum citește Dexu și până în primul lucru pe care l zis, să fie țiplă, frate. <gâtă -i> e destul de beton, nu o să vă mint fuiite să fie diamantine în strălucirea lor. Așa că și la vârsta de astăzi, nu încetez dimineața mai ales la o cafea, să deschid Dex Online sau chiar varianta tipărită pentru a vedea... Ai cu soțul la cafea? Ce faci, dragă? Uite ce desc... Spre morfologia cuvântului cafeluță, nu știu. Iată, uite, tu știi de cuvântul extra e fantastic? Da, exact. Cum anume un cuvânt din vechime, vă dau un singur exemplu. Cuvântul pe care l-am învățat astăzi este zapis. Cum anume un cuvânt din vechime, zapis. Zapis! Ok, o să mă țin. Zapis care vine din Slavonă are o rădăcină biblică și se referă la testament, da? la ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat prin Fiul Său drept moștenire. Cuvinte vechi este un cuvânt pe care literalmente nu-l folosește nimeni. Este genul de cuvânt care nu circulă în limbă și necirculând, necirculând în limba vorbită, unu, o să râdă toată lumea de tine când o să-l folosești, doi, o să arăți ca ultimul terminat care vrea să flexeze pe oameni că folosești. Ce să face cuvântul zapis? Zapis! Și pe Dex, dex. dex. Dex dex, 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 rimează un, un nume de familie și au început alte limbi. Păi dar nu există, pe primele două pagini de Google, nu există un site care a folosit cuvântul zapis în afară de dicționare. Stai, nu există un cuvânt care a folosit, care a folosit cuvântul zapis și aici vă că începe altă limbă deja. Păi nu există o persoană în România care a folosit cuvântul zapis ca să poată să fie indexat de Google. Păi nu există. Efectiv nu există. Ne uităm în Cehia și în Slovacia, at this point. Zapis. Cuvântul zapis. Bravo că l-ai învățat, tată. Abia așa să-l folosești undeva să toată lumea de tine. Asta e boala intelectualului, tată. Asta e boala intelectualului. Boala omului care vrea să flexeze, boala lui Vadim Tudor, boala omului care vrea să flexeze pe tine cu informații, știi cum, cum flexez eu pe voi cu steagurile. Dar eu măcar îmi asum că sunt ultimul terminat că fac asta. Dar ce să te în serios cu e? păi eu? Păi eu știu steagurile, frate! Voi ce știți? Vai morții voștri! În viață te ajută să știi steagurile, steagul uh, arhipelagului Kiribati. Efectiv, e efectiv același nivel, e strădat pe același nivel. Informație irelevantă pe care nu o să o folosești niciodată, uh, învățată doar ca să flexezi pe alți oameni. Că ale le pasă. Și sunt încă doi ca tine cu ale le pasă. Da, pis Cuvinte aparent obscure, Faire, cuvinte prăfuite. <laughs> da, pis, da, pis, da, pis, da, pis, da, pis. Moștenire. Cuvinte vechi, cuvinte aparent obscure, cuvinte prăfuite redevin pentru noi cuvinte aromate, pline de sens și de sevă. Când zici noi, la cine te referi exact? Pe internet nu există un om care a folosit cuvântul ăla. E efectiv mi-a dat rezultate din alte țări înainte să-mi dea un, un om care a folosit în român acel cuvânt. Când zici noi, la cine exact te referi? Dacă știm să le punem în context. Așa că pentru a avea această încredere de sine, vă recomand cu toată căldura și cu toată dragostea să continuați zilnic să folosiți dicționarul ca instrument esențial în cunoașterea de sine, în cunoașterea culturii cărei aparții și în cunoașterea lumii pe care vrei să o cucerești. Sumiha Inam. I Amin. Mean, Domn dacă ești pasionat de chestii, și mie mi se pare interesant știi să mai văd uh, morfologia cuvintelor, că a, așa e, este o, este un, uh, 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 limba cuvântul este un element foarte important pentru cultura zi, de care aparții. Și mie îmi place să mă mai la o morfologie, mai fac mișto de toate cuvintele astea care au intrat după 90, mi se pare interesant. Dar de la asta până la citim fiecare zi ca să pot după, că asta e în capul lui. Nu e, e că citești tu că ești tu interesat de asta. Nu, nu, nu. E ceva general valabil, pe care trebuie să facem noi așa cu cât, cât, cu, cu cât mai mult cu atât mai bine, ca să nimica, ca să flexăm palți proști. Să ne simțim mai bine când, când, stăm cu, când stăm zi în scaunul directorial care miroase afund. Vă da seama cum mi-a să fund pielea asta? și îți spun cu toată prietenia, dacă simți nevoia să întărești punctul ăla fix care te face să cazi mereu în picioare în viața ta, dacă simți că trebuie să întărești instrumentele cu care trebuie să cucerești lumea, atunci la Clubul Marilor Cărți este un loc unde vei găsi... Hai că aici vine cursul. Aici vă cere și banul. Zapis, cu Zapis. Zapis, efectiv zapis. Zapis, efectiv zapis. Văd că s-a pus pe treaba acum, azi seama, a vorbit, i-a dat 500 de lei lui băiatul ăla de face, de editează astea. E bun, hai că ne lansăm. Zap online. Doar ei care știau de Florin cum mai știu asta. Pauza de zapipi? <laughs> zapis, <laughs> Efectiv este de 15 triliarde de ori mai, mai relevant mai uh, 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 cum să zic, mai semnificativ cultural să stai pe TikTok decât să citești cuvinte random din Dex. Efectiv, înveți și afli mai multe despre cultura în care trăiești stând pe TikTok decât să citești cuvinte random de pe, din dicționar. Efectiv, asta e realitatea. Asta e realitatea. Pe TikTok o să auzi și niște vorbe așa cum a folosit Mihail Neamțuie Țiplă o să auzi niște vorbe și niște cuvinte și niște astea pe care lumea chiar le folosește și pe care, dacă ești interesat de cultură, de cultura, nu mă refer cultură gen uh, să fim culti, de cultura țării, de cultura unei comunități, de cultura unei nișe și așa mai departe, de ce ești mai relevant să, 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 să caști turechea la aia decât să citești cuvinte random din text pe care nu le folosește straight up nimeni. Straight up nimeni. Am un zapis în, în dimineața asta... E că mai hai la mine să dăm niște zapis. Da, acum o să reținem cu toții cuvântul zapis. Care nu mai știm niciunii dintre noi ce înseamnă, dar am ținut noi minte cuvântul zapis.